Cuvântul lui Dumnezeu astăzi ne-a vorbit despre famenul etiopian și despre Filip, omul lui Dumnezeu. În discuția lor, în călătoria lor, la un moment dat, famenul a văzut o apă și a spus următoarele cuvinte. Uite apă! Ce mă împiedică să fiu botezat? Și Filip i-a răspuns, dacă crezi din toată inima, se poate. Și famenul a răspuns, cred că-și Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ionuț, la 24 de ani, a intrat în apa botezului. Te mărturisesc pe tine, te întreb, crezi tu din toată inima ta că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău? Da, cred. Crezi că sângele Lui a curățit toate păcatele tale, te-a înnoit, te-a sfințit și a făcut din tine copil al lui Dumnezeu? Da, cred. Tu astăzi încheie un legământ cu Domnul. Câtă vreme ai hotărât să fii credincios Domnului, să păstrezi acest legământ? Până la moarte. Nici Domnul nu-ți cere mai mult. Fii până la moarte credincios Domnului și vei primi cununa vieții. În baza mărturisirii tale, a credinței tale, noi te botezăm în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Când ne-ajuns pe toate,